Ovidiu Hoban este trist pentru situația în care a ajuns petrolul. Fostul mijlocaș al Lupilor joacă acum în Israel, iar diseară vrea să marcheze pentru România în confruntarea cu Finlanda. Într-un interviu pentru presa centrală, Hoban afirmă că îl doare sufletul pentru suporteri și îi pare foarte rău de ce se întâmplă cu echipa la care a realizat cea mai mare performanță din carieră, cucerirea Cupei României în 2013. Hobby își dorește ca petrolul să-și revină, iar acest lucru îl vor și actualii jucători. Galben-albaștri speră că această pauză de campionat să le prindă bine, iar în retur să prindă aripi. Pași mărunți, cred că pe pauza asta cu o pregătire bună și sperăm că acest retur să-l începem cu mai mult noroc. Cred că ne lipsește și norocul. Trebuie să ne limpezim puțin mintea, să stăm liniștiți, să stăm să analizăm toate fazele, toate ocaziile care le-am avut și să încercăm ca pe viitor să nu mai luăm goluri așa ușor sau să fructificăm ocaziile care le avem. Pesania și coechipierii au reluat antrenamentele și se pregătesc pe unde au parte de un gazon bun de antrenament. Problemele cele mai mari sunt cu terenul central și, din punct de vedere regulamentar, clubul trebuie să anunțe până mâine unde va juca prima etapă a returului.